Vaucerele sociale, de care beneficiază milioane de români în cadrul programului Sprijin pentru România, au început să fie încărcate cu o nouă tranșă de bani. În mai multe județe, persoanele care beneficiază de cardurile pentru alimente au primit în conturi o nouă tranșă de bani în valoare de 250 de lei, aferentă lunii octombrie. De menționat este faptul că s-a majorat și plafonul până la care se poate beneficia de aceste sume, plafonul fiind pentru venituri de până la 2210 lei. Cardurile pot fi utilizate pentru alimente sau pentru mese calde, iar beneficiarii acestora sunt persoanele copii și adulți, încadrate în grade handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri lunare proprii realizate sunt mai mici sau egale cu 2.210 lei. Familiile cu cel puțin doi copii în întreținere, ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 675 de lei. Familiile monoparentale, ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 675 de lei, familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul de incluziune, pensionarii sistemului public de pensii ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2210 lei, dar și persoanele fără adăpost, astfel cum acestea sunt reglementate, potrivit prevederilor legale în vigoare.